Asociația Română de Istorie a Presei, în colaborare cu Academia Română, filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice Titu Maiorescu, Societatea Enciclopedică a Banatului, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Serbia și Mitropolia Banatului au organizat la Timișoara, în perioada 14-16 aprilie, Congresul Internațional de Istorie a Presei, ediția a noua, cu tema Tradiții ale presei științifice. Academicienii, profesorii și jurnaliștii prezenți la eveniment au trecut granița și au vizitat localitatea Zrenjanin din Serbia. Cu acest prilej, acolo a fost constituită o nouă filială a Asociației Române de Istorie a Presei, al cărei președinte a fost ales academicianul Costa Roșu. Pentru noi este un eveniment foarte important și dorim să avem în continuare o activitate, o colaborare cât mai bogată. Institutul, de altfel, a avut și până în prezent o activitate foarte bogată cu Universitatea Papeșoarei din Cluj. Participanții la Congresul Internațional de Istorie a Presei au vizitat ținuturile încărcate cu istorie și tradiție de la granițele Serbiei cu România. A fost trecut pragul casei Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, unde au fost organizate expozițiile de fotografie sate de românii din Voivodina, biserici românești din Banatul Sârbesc și urme ale valahilor în zona Adriaticii. Aș vrea acum să felicit pentru alegere domnul profesor Rezar, doctor Cătălin Negoisa, de la Universitatea Galați. Sper să avem o colaborare continuă și între instituțiile noastre și cu Universitatea din Galați, așa cum avem și cu, cum a amintit domnul Petrovici, cu 7 institute de cercetări științifice a 4 academii din cele 4 țări, cu un număr extraordinar de mare de asociații, societăți și instituții științifice și culturale. Ziua a continuat cu prezentări de carte și vizitarea complexului etnografic al Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, Casa Bănățeană din Torac. Evenimentele organizate de Asociația Română de Istorie a Presei au fost dedicate împlinirii a 150 de ani de când Academia Română este în slujba națiunii române și 65 de ani de existență a filialei din Timișoara a Academiei.